6, 5, 4, 3, 2, 1. Cei 93 de kilometri urmează să fie străbătuți de concurenți în timpul cel mai scurt, limita fiind de 50 de ore. Startul s-a dat vineri dimineață din zona dâmbovițeană a Bucegilor de la Peștera, traseul urmând cele mai importante zone din Bucegi situate în județele Prahova, Dâmbovița și Brașov. Traseul parcurge majoritatea zonelor turistice din Bucegi. De aici, din Padina, se urcă și se coboară cam pe toate traseele marcate. Se merge la vârful Cudor, se coboară în Sinaia, se urcă la Piatra Arsă, se coboară în Bușteni, se urcă la Babele, se coboară aici, se urcă la Omu, se coboară la gura Diham, se urcă din nou la Omu, se coboară în Bran, se urcă din nou la Omu, se coboară spre Șaua Strânga și se coboară și după aceea se urcă în Șaua Strânga și după aceea se coboară aici. Anul ăsta s-au înscris aproximativ 130 de echipe. E un număr aproape dublu față de anul trecut. Concursul se desfășoară pe două categorii, elită și hobby, și trei secțiuni, fete, băieți și mixt, echipele fiind formate din câte doi concurenți. Participanții sunt din toată țara, dar și din străinătate, anul acesta înscriindu-se câteva echipe din Germania, Franța și Israel. Pregătit. Cât de pregătit acum? Să vedem, să țină vremea cu noi. Cum se pare traseul? Traseul e ok, da. Eu fac parte din CPNT și îl cunosc bine. Am fost în recunoaștere. Acum să sperăm că va fi bine. M-am antrenat suficient, sper că o să fie totul bine. Și traseul e destul de ok, un pic cam lunguț, într-adevăr. Dar, na, sunt obișnuită cu mersul pe munte, sper să fie totul bine. Este destul de dificilă, dar, na, și noi fetele existăm. Trebuie să ne spunem și noi cuvântul. Trebuie să ne facem cumva remarcate și... încercăm să facem lucrul ăsta cot la cot cu băieții, să vedem ce o să iasă acum. Anul trecut am participat pentru prima oară la 7 viciuri, este la hobby. Și a fost foarte, foarte frumos. Atunci am zis că vin fiecare an. Anul ăsta am zis că să particip și eu la elită, să încerc să termin cursa la cei mari. Ce sper să ajung mâine până în 12, undeva în 25 de ore. Singura echipă din Dâmbovița. A doua oară participăm la maratonul Bucegilor și suntem atât de încântați că suntem aici, că ne gândim deja la ediția următoare. E cea mai grea tură de acest gen din România și este o provocare atât pentru partea fizică, dar mai ales pentru partea psihică a fiecăruia dintre noi. Cum am grupul de alergători cutezători, să facem tot timpul cei mai imposibil, ca spartanii, cei mai greu. Suntem 320 de spartani după cei 300. Trebuie să plec acum, că începe startul. Ediția de anul trecut a fost câștigată la băieți de o echipă din Zărnești, care a reușit parcurgerea traseului în doar 20 de ore, iar la fete câștigătoare au fost două concurente din București care au terminat cursa în 29 de ore.